A trecut ceva timp de la ultimul sistem PC-Garage testat. Între timp, configurațiile s-au schimbat, la interior regăsind componente de ultimă generație, ce ne pot permite nouă, gamerilor, să ne bucurăm de o experiență vizuală bună, foarte bună sau chiar de nedescris în titlurile pe care le jucăm. Astăzi am luat în vizor un sistem cu o configurație decentă, aș spune eu, ce sperăm noi că o să se descurce în jocuri și celelalte activități de zi cu zi mai mult decât ok. Salut! Eu sunt Mădălin, iar acest video review este dedicat sistemului de gaming PC Garage Green Fireboat. Carcasa sistemului nostru Fireboat vine din partea producătorului Silentium PC, modelul intitulându-se Regnum RG2W. Este un model tip middle tower, bine compartimentat, cu un interior destul de aerisit și o laterală ce dispune și de un panou din plexiglas. Airflow-ul de la interior este foarte bine direcționat de cele două ventilatoare de 120 de mm, unul montat pe partea din fața carcasei și unul pe spatele acesteia. La interior este montată placa de bază Gigabyte GAH110M S2H, pe aceasta fiind asamblate procesorul i5-7400, ce dispune de 4 nuclee fizice și 4 fire de execuție și a cărui frecvență de bază este de 3 GHz, iar pe intermediul funcției turbo poate ajunge până la 3,5 GHz. Și 8 GB memorie RAM tip DDR4 ce rulează la 2400 MHz. Placa video este un model produs sub brandul Sapphire și face parte din familia Polaris. RX560 cu 4 GB memorie video dedicată. Sunt mai mult decât convins că gurile rele vor spune, dar de ce nu ați spus cu tare model sau cu tare producător? Dar aveți puțin tică răbdare până vom ajunge la teste și poate vă veți schimba părerea. Spațiul de stocare disponibil pe PC Garage Green Fireboat este asigurat de un hard disk de 1 tera produs sub brandul Western Digital, cantitate suficientă pentru a instala sistemul de operare și softurile pe care le folosiți în mod uzual, dar și pentru a vă stoca jocurile, filmele sau melodiile preferate. Configurația sistemului nostru este pusă în mișcare, alimentată de o sursă de 450W cu o eficiență de 85% produsă sub brandul Sirtec High Power. Toate sistemele din gama Green beneficiază de asamblare Gold, acest lucru însemnând că majoritatea cablurilor sunt bine ascunse în carcasă. Configurația sistemului PC Garage Green Fireboat poate suferi din când în când anumite schimbări, acestea fiind date de brandul sau mai bine zis producătorul componentelor sau, de ce nu, chiar al carcasei, neafectând performanța întregului sistem. Iar acum, după ce am văzut ce se ascunde la interior, a venit momentul să-l punem la treabă. Iată cum s-a comportat PC Garage Green Fireboat în teste și jocuri.
Concluzii. După cum bine ați văzut, am schimbat câte ceva în ceea ce înseamnă testarea sistemului. Nu vom folosi benchmark-uri de acum înainte, ci pur și simplu vom filma acțiunea in-game, aceasta fiind mai mult decât relevantă decât afișarea unor scoruri finale. În ceea ce înseamnă sistemul din dreapta mea, aș putea spune că am fost un pic sceptic în momentul în care am văzut RX560, crezând că nu o să ruleze tocmai fluent anumite titluri și nu voi putea trece bariera de 60 plus FPS în rezoluție Full HD. Dar în final sunt foarte mulțumit de rezultatele obținute în jocuri și cum s-a descurcat pe ansamblu Firebolt. Aceasta a fost videoprezentarea sistemului de gaming și nu numai, pe care noi l-am denumit PC Garage Green Firebolt. Sistem ce este disponibil în site-ul nostru, accesând linkul din descrierea acestui clip.